E vorba de un miros a gaz strașnic. E imposibil de stat aici. Mirosul înțepător a fost depistat în jurul orei 10 dimineața în preajma cortului în care locuiește Alexei Bâtcă, veteran de război și susținător al grupului Occupy Guguță. Ce miros ați simțit când ați venit? E de gaz. De gaz. Care din butilii care rămâne lichidul și ala, propanul. Băieții care la gaz cantoare au spus că ia ca... Bărbatul suspectează că cineva ar fi stropit cortul intenționat. Dar pe noi ne așteptăm la toate cele. Cum mai fost de astea fost care le faci, că chip să strângem cortul și plecăm de aici. Mirosul puternic a fost sesizat și de o femeie care trecea întâmplător pe alături. Miroasa gaz, dar se simte puternic, adică nu e ceva, ci pur și simplu un pic de gaz. Zona a fost verificată de câțiva inspectori de la Moldova Gaz. Muncitorii au presupus că mirosul ar fi putut proveni de la butelii de gaz folosite la tăierea metalului. Sub radiul 100 metri? Этого парка. Вообще не проходит никакой газопровод. По парку тоже газопровод не проходит. Но возле этой палатки, там вот как будто сносят, сейчас что-то там ремонтируют, ремонтные работы ведутся. И при врезке какой-то любой используется баллонный газ. И остатки уже с этого баллона сливают, к сожалению, видимо, этот запах. De cealaltă parte, membrii comunității Occupy Guguță cataloghează incidentul drept o acțiune de sabotaj pentru a zădărnici protestul grupului civic. Eu cred că asta e o continuare a intimidărilor pe care le fac autoritățile față de comunitatea Occupy Guguță. Mai mult, ei spun că nu este pentru prima dată când li se pun piedici. Autoritățile continuă să ne discrediteze imaginea. Chiar săptămâna trecută, Spații Verzi a dus aici și a împrăștiat un fel de îngrășământ foarte frumos, urât, mirositor, special pentru a face această zonă urât-mirositoare, să fim catalogați drept că noi facem această mizerie. Grupul civic Occupy Guguță s-a format în urma invalidării alegerilor locale. Mai mulți tineri au inițiat o mișcare de protest permanent pașnic cu acțiuni creative împotriva ilegalităților admise de autorități.